Ultimele săptămâni au fost pline de vești proaste și speculații. În urma atacului aerian care a provocat decesul generalului iranian Soleimani, în întreaga lume au pornit discuții cu privire la un potențial război global. Cum va răspunde Iranul acestui act de violență? America va lua măsuri suplimentare pentru a-și proteja interesele? Va reuși președintele Donald Trump să-și rezolve problemele și să evite noi pierderi de vieți omenești? Astăzi o să vorbim și despre toate aceste lucruri, însă întrebarea care așterne un nor negru deasupra omenirii este dacă va începe cu adevărat un al treilea război mondial. Un conflict la o asemenea scară va fi resimțit de întreaga planetă și se va lăsa cu multe victime printre cetățenii statelor implicate. Dacă așa vor decurge evenimentele, atunci cel mai probabil oamenii vor dori să știe de ce și când va porni un război direct între națiuni. Însă, înainte să trecem la subiect, nu uita să dați un like acestui videoclip și să vă abonați la canalul nostru, evident, în cazul în care vă place ceea ce facem. Ca să înțelegem mai bine de ce ar putea începe un al treilea război mondial, în primul rând va trebui să vorbim despre ce constituie un război mondial. Au fost nenumărate conflicte de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până în prezent, însă, până acum, niciunul nu a fost catalogat drept război mondial. Însă ce ar face ca acest ultim conflict între Iran și America să escaladeze atât de mult? Ei bine, ca să fie un război global ar trebui în primul rând ca marea majoritate a țărilor din lume să fie implicate dintr-un motiv sau altul, în special marile puteri mondiale care au o economie puternică și o industrie bine pusă la punct. Apoi, după cum s-a mai întâmplat și în trecut, ele ar trebui să formeze diferite alianțe și grupuri, însă diferența dintre prezent și trecut este că balanța puterii s-a schimbat în ultimul secol, iar superputerile globale arată puțin diferit. În cel de-al doilea război mondial, țările puternice s-au aliat formând grupările numite aliații și puterile axei. Grupul aliaților era alcătuit din cele patru mari puteri, Uniunea Sovietică, China, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, iar grupul puterile Axei cuprindea Germania nazistă, Imperiul Japoniei Mari și Italia fascistă. În zilele noastre, superputerile lumii sunt diferite. Chiar dacă China, Rusia, Japonia, Germania, Statele Unite și Marea Britanie încă sunt unele dintre cele mai puternice state, lor li s-au alăturat Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel și Franța, iar toate aceste țări au propriile alianțe sau reprezintă o putere singulară. Deci, dacă în cele din urmă oricare dintre aceste state își vor alege o tabără, indiferent dacă este vorba de America sau Iran, atunci ele sau alianțele pe care le reprezintă se vor alătura războiului și odată cu implicarea tuturor puterilor lumii, conflictul va degenera, iar rezultatul va fi declanșarea unui nou război mondial. De aceea, se pare că în trecut, principalii participanți ai bătăliilor la scară globală aruncă absolut totul în ceea ce se numește efortul de război, toate capabilitățile economice, industriale și științifice pe care le dețin. În cel de-al doilea război mondial, concentrarea totală asupra bătăliilor a șters linia morală care despărțea civilii de resursele militare și, prin urmare, foarte mulți oameni nevinovați au murit datorită nelegiuirilor săvârșite de toate armatele pe toate fronturile de luptă. Din exterior pare că exact același lucru se întâmplă și în prezent cu forța militară a Statelor Unite din Iran, unde banii atribuiți bugetului militar depășește cu mult celelalte domenii care ar avea nevoie mai multă de finanțare. Chiar dacă acum am aflat ce alcătuiește un război mondial, aceste informații nu răspund totuși tuturor întrebărilor noastre. Dacă vrem să știm când va porni un război mondial, pentru început va trebui să aruncăm o privire peste cauzele sale. De obicei, lucrurile nu degenerează datorită unui singur atac militar. Mulți oameni au comparat moartea lui Soleimani cu asasinarea lui Franz Ferdinand, atentat care a constituit factorul principal care a declanșat primul război mondial. Într-adevăr, poate fi interpretat ca un impuls pentru a începe un nou conflict global, însă niciodată nu se va rezuma totul la o asasinare sau un atac aerian poate fi un punct critic, dar sunt o infinitate de alți factori la mijloc. O bătălie poate declanșa noi conflicte care, dacă nu se oprez la timp, brusc, toată lumea se va trezi în mijlocul unui conflict global. Al doilea război mondial este atribuit de cele mai multe ori conducerii Germaniei naziste de către Adolf Hitler, care a săvârșit un șir de invazii nesancționate la timp. Însă la mijloc au fost mai mulți factori ținuți în umbră care au declanșat al doilea război mondial. Marea criză economică dintre anii 1929 și 1933 a pus foarte multă presiune pe națiuni, obligându-le să caute o nouă cale către prosperitate. Din păcate, în aceeași perioadă de timp a izbucnit conflictul chino-japonez, iar în căutarea de noi aliați, China și Japonia s-au alăturat alianțelor formate în Europa și au luat parte la cel de-al doilea război mondial. Destul de curând, toate conflictele s-au agravat, națiunile au început să-și declare război, iar în cele din urmă au format alianțe puternice și totodată destructive care au adus sfârșitul multor oameni nevinovați. Deci, mai bine urmărim evenimentele și conflictele care nu au o legătură directă cu ceea ce se petrece în prezent între Iran și Statele Unite, pentru că nu se știe niciodată cum sau din ce cauză pot degenera lucrurile. Acum să ne întoarcem la conflictul principal din prezent, ce ar putea declanșa cel de-al treilea război mondial. După asasinarea lui Soleimani, Iranul a răspuns prin atacuri aeriene distrugând două baze militare din Irak care găzduiau soldați americani, însă, din fericire, nu a fost confirmată nicio victimă, și se pare că Iranul a ales intenționat să nu lovească direct trupele americane. De fapt, se zvonește că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a numit atacul care a provocat decesul lui Soleimani o palmă peste față dată de americani, ceea ce pare să sugereze că atacul a fost mai degrabă menit să atenționeze și să stânjenească decât să provoace un conflict care să ducă la pierderi omenești. Drept răspuns la atacurile rachetelor iraniene, președintele Trump a declarat totuși că va impune sancțiuni economice extreme asupra Iranului, însă a spus și că America este gata să accepte pacea cu toți cei care caută asta, ceea ce este un lucru îmbucurător. Ambele țări par să se fi calmat și cel puțin public nu a fost făcută nicio afirmație oficială din partea acestora, deci ce s-ar mai putea întâmpla? Sunt o mulțime de oameni care au format o mulțime de ipoteze diferite. Unii analiști spun că Iranul a răspuns pe măsură, iar conflictele ar trebui să înceteze pentru că acum toată lumea a plătit prețul egal. Trump pare destul de mulțumit cu rezultatul conflictului, dar vom vedea ce se întâmplă în continuare. În același timp, alți experți susțin că acesta este doar începutul unei bătălii foarte lungi dintre America și Iran, atât pe plan economic cât și militar. Ambele țări se pot folosi de aliații lor și puterea economică ca să provoace daune adversarilor și aliaților acestora. Desigur, după cum am spus și mai devreme, asta ar însemna că va începe un război, însă să sperăm că nu unul purtat la nivel mondial. Un alt scenariu ar fi ca unul dintre lideri să ducă violența la următorul nivel și să atace cu brutalitate trupele inamicilor săi. Aceasta este o cale sigură de a porni un nou război, iar dacă într-adevăr va avea loc un atac major, represaliile pentru națiunea vătămată ar putea duce la declanșarea celui de-al treilea război mondial. În acest punct se vor forma alianțe noi și, după cum am menționat mai devreme, marile putere ale lumii vor intra în scenă apărându-și fiecare tabără. Totuși, câmpul de luptă nu va arăta ca în trecut. Totul se va baza pe mult mai multă tehnologie decât în trecut, iar informațiile primite de la spioni ar putea fi critice pentru evoluția posibilelor conflicte. Fără soldați în prima linie, fără tranșee sumbre, luptele de gherilă și pentru datele strategice ale adversarilor vor lua locul războiului clasic, alături de atacuri cu drone și bombe puternice, însă să sperăm că nu de natură nucleară. Am vorbit și noi despre 5 arme militare secrete din viitorul apropiat, vă las un link în descriere. Totul se va rezuma la aceste acțiuni. Al treilea război mondial va începe în urma unui șir de atacuri sau asasinări majore în rândul liderilor mondial puternici. Să sperăm totuși că nu se va ajunge niciodată până în acest punct și că am învățat din greșelile făcute în trecut. Totul va implica suferința și moartea oamenilor, mediul înconjurător va fi distrus, iar viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel, indiferent dacă suntem sau nu învingători pe câmpul de luptă. Voi ce credeți, al treilea război mondial va fi declanșat mai devreme decât sperăm noi sau va fi amânat pentru câteva sute de ani? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!